seama. Ricardo, crezi ce vrei. Ricardo. Bianca Nohales și Piroxara da, da. Și totuși îi dă dreptate. Adică... Ricardo. Da. Bianca Nohales și Piroxara vrea să-mi dă mie. Seara să nu mai câștig eu. Și ce ai făcut? Mai căzut ce orice. Nimic. De ce? Pentru că știe și ea că a greșit. Cu ce a greșit? Cu toată faza în sine. Ea a greșit? Poate am exagerat și eu, dar am exagerat că Jadon n-a înțeles situația. Și de-aia am exagerat și eu și am încercat să-i explic. Și ce legătură are Jador în povestea asta? A, s-a supărat că ai zis lui Jador să vină lângă tine. A. Ce, i-am zis să-mi dea lanțul să repar, că n-aveam ce să fac singură pe noastră. Nu, și ai zis că l-a întrebat de ce a venit Jador, de ce a venit Jador aici? Și zis că a venit să stea cu mine. A, bine, las. Nu. Tu ești supărat pe Raluca? A, eu cred că el a văzut ceva din ce vorbeam eu cu Jador aici. Ce vorbe? A, nu știu, atunci că vă spun imediat. Deci, i-am zis lui Raluca, vină la masă, să mâncăm toți. Da. Ea a făcut pe interesant, așa am zis-o la început, că nu vine, că nu știu ce. Ok, a plecat, s-a supărat pe mine, am trecut cu vederea. După aia am primit un bilețel. Aici tot l-a trecut cu vederea. Nu mai citi, că l-ai citit destul. Așa, nu da. Nu era și... pentru băieți, era pentru tine, ca să știi. Pentru mine, da. Da, da, da. Și scrie aici că... Da, știu ce scria, că eu am scris, nu mai citi odată. Nu pot, sunt foarte extenuată și nu știu unde... Da, nu pot să mai stau. Bun. După aceea, mie mi s-a resetat așa puțin memoria și mi-am adus aminte că ea a stat cu Jador de dimineața acolo pe scaun. Și eu am zis lui Jador, bă, Jador, dar tu ai puteri supra normale, ei durea de spate cumva sau care e faza? Că cu mine Raluca n-a putut să stea, că are spatele crunt. Și eu mi-am adus aminte, bă, omule, nu prea se leagă, că acum 20 de minute a stat cu Jador 15 minute pe scaun. Atunci nu mai durea spatele și l-am întrebat, bă, omule, poate ai puteri supra normal. Păi dacă mai stat prea pe oră și am stat pe tocuri, Ricardo, fă un calcul. Ce zici? Că am mai stat 3 ore pe tocuri, da? Fă un calcul. Da, te da, pot da, lua 3 ore durerile de spate. Bine, și atunci bine. O să comentezi. Bine, bine. Ricardo, bine. Tu ai fi mai fericit fără Raluca în viața ta? N-ai nicio legătură asta cu fericirea mea. Fericirea mea nu depinde de nimeni. Niciodată. Nu are legătură subiectul ăsta cu situația de față. Fericirea ta nu depinde de nimeni? Nu, depinde doar de mine. Nici de Raluca. Fericirea mea. Nu are legătură cu Raluca, să nu se interpreteze că nu sunt fericit că sunt cu ea sau așa, să nu se interpreteze. Sunt foarte fericit cu Raluca, sunt foarte ok. Doar că mă deranjează foarte unele chestii. Dar ai fi mai, nu știu, mai liber, mai bine tu cu tine? Sunt destul de liber. Raluca? Nu, sunt destul de liber, n-am nicio stres. Deci și cu Raluca și fără Raluca e ok. Era sigur că asta o să spuneți, dar nu trebuie pusă problema felul ăsta. Păi, pune-o tu cum trebuie atunci. Doar că mi-a plăcut, în primul rând, mi-a plăcut motivul care a avut ea să... Eu am luat-o frumos, hai, stăm și noi toți să mâncăm, ok. După aia, ea a făcut pe interesant, a stătea aici, nu vine, a zis, bă, ok, trec peste. Tot ea s-a supărat, ok, te super, las că-ți trece. După aia să-mi dea motivul că o durea foarte rău spatele. Păi omule, păi nu te-a dus spate și când ai stat cu el la masă 15 minute? Sau, și nu contează el, am spus, nu Jadon. Doamna Andreea. Da. Nu, vă rog frumos, nu. Nu, că am stat o oră să-mi vorbim. Raluca, în primul rând, n-a stat cu mine la masă, a stat cu mine și cu prietenele ei și am purtat o discuție toți 3-4 cât eram acolo. N-a stat cu mine. Bine, nu erai tu, nu am zis tu. Noi. Bine, a stat cu voi. N-are legătură, nu înțeleg de ce zice de mine. Păi nu știu că chiar eu acolo și am văzut eu. Adevărat. Tu... N-a stat doar cu Jador. Bine, nu e problema Jador, putea să fie și Alex și Rafa acolo. Nu era, n-am zis eu asta. Da, da, e problema. Atunci de ce zici de mine că am puteri să păi că tu erai lângă ea și tu erai acolo. Păi de ce e problema Jador, Raluca? Poftim? Știu că Ricardo mi-a zis să nu mai stau în preajma. Nu e asta problema, nici tu nu înțelegi, frate. Nici tu nu înțelegi. Bine, Ricardo, am înțeles că cu el de ce am stat și cu tine de e ce e simplu. Nu? Pentru că nu mi-era foame și am vrut să stau pe canapea, mă durea spatele. Când stau mult pe tocuri, mă doare spatele. Ce probleme da, ai? Dar tu erai geloasă că el stă nu, cu Tanina la masă. Nu era neapărat cu Tanina, ți-am zis că mă deranjează că mi-e greu să-l văd în prezența unei nu, femei. Nu, te-am întrebat de ce spui asta. Bine. Și te-ai uitat la masă și mi-ai făcut semn. Nu, a fost urât că n-ai venit la masă. A fost urât că n-ai venit la masă. Stai liniștit. A fost urât că n-ai venit la masă. Să vină după tine. Nu vroiam, Andreea, serios, vreau să stau în momentul ăla pe pat, pe canapea, nu mai aveam chef să vorbesc cu nimeni. Te-am rugat frumos, bine că ai avut cu Jador timp. Da, dar ai fi vrut să vină. Mamă, ce felul atacă și Ricardo, urât, serios. Nu e urât. Păi
dar ai de înțeles că ești gelos pe Jador în felul ăsta. Nu, dar mi s-a părut. Deci, în primul mi s-a părut urât mie. Jador! Vino, bă, și tu, parcă ești copil mic, vino cu a. Măi, Ricardo, dar chiar are dreptate Jador acum? Raluca n-a stat doar cu Jador. Să se ducă cineva să-l cheme pe Jador. Bă, n-am treabă cu el, putea să fie... Că asta pe scaun și cu el n-am stat pe scaun, asta e problema lui. Că nici el nu are, poate să aibă încredere 100%, nici eu nu pot să am încredere 100%. Și când i-am zis că dacă ar merge la o petrecere și așa, cred că ar pica în plasă. Andreea, și el alimentează geloziile astea. Cum? Le alimentează zicându-i, dacă mă duc acasă în club, nu știu dacă o să pot să rezist. Dacă plec în America, nu știu dacă o să pot să rezist. Hello, doctor love relații, nu ne da relații. Fata, ai relație. El a spus, el alimentează geloția. Stai puțin așa, așa îi zici? Păi cum îți dea, îmi scoate vorbe din gură mie Marinela. Da, așa îi zici, Ricardo? Ce să zic? Dacă eu plec în club și așa... După câteva șaturi. Și dacă ar fi să-i fi zis așa, nu știu, e de apreciat sinceritatea lui, că nu toți bărbații au tăria să recunoască. Eu dacă m-aș duce într-un club, că Raluca este geloasă. Eu cred că aș pica. Deci nu toți, toți se dau spune. Nu, el n-a zis, a zis după câteva șaturi. No, aia a fost discuția de la date atunci când a fost. Hai, și era discuția la altă ipostază de dacă aș sta plecat câteva luni de zile, nu nici de cum dacă m-aș duce mâine în club. Sau așa. Dacă e gelos aici în casă, da, păi afară, păi afară nu mai știu. Și cu siguranță, dar nu știu, probabil nu s-a referit la nevoi. Dar de ce n-ai mai lăsat-o pe Raluca să stea pe lângă Jador? N-am lăsat-o eu? Da. Doamne, ferește! N-am zis nici de cum că nu o las, ea e liberă să facă ce dorește ea. Dar o tot atacă. Așa a zis Raluca. Normal că Raluca nu să mai stea pe lângă el. Da. Așa ți-a zis? L-a deranjat pe Ricardo când a apărut o poză cu mine și Jador, că Jador stătea așa și că nici ei am permis să stea așa. Aia da. Aia m-a deranjat. Ok, da? Ok, da. Bun. Dar acum, dar nu m-a deranjat nici atunci Jador. Sau că dacă vorbesc cu el, de ce vorbesc cu el? Nu m-a deranjat Jador. M-a deranjat tot ce a făcut Raluca. Ok, și acum nu m-a deranjat Jador, de ce putea să fie, uite, dăm exemplu, mă, enervează că a stat cu Rafa la masă. N-a stat cu el, dar punem persoana X. Și când pe mi-a spus mie că o doare spatele, crunt, și că nu poate. Dar când a stat cu el, cred că a dat-o cu Bepanten, ceva de nu, sau nu știu, de nu mai durea spatele. Mă, de ce nu-i faci un masaj? Păi să-mi zică că făceam... Păi, Raluca, de ce l-ai numit mai devreme pe Ricardo Adrian 2? Seamăn mult cu Adriana, așa e? Nu, se scărpina nas. Ai, rău. Da, mulțumesc. E un alint pentru mine să mai îmi zici iubirea asta. Păi te-ai scărpinat în nas, măi. Da, și da. Mai spune încă-mi place. Alex Oianu e Adrian 3. Deci Ador ia toate fetele din casă la rând. Încearcă să le pupe, le pupă, le pupă cu forța, le pupă din greșeală, le pupă... Da? Cam așa e? Da. Face din chestia asta un mare tantam și de fapt nu s-a făcut nimic. Dar nu înțeleg de ce n-am putut discuta noi chestiile astea noi patru. Mie mi-e că zici de material sau ce? Materialele, frate, nu mai aveți ce să mai ce zic, gata, fac material. De ce zici chestia asta? Că nu a fost nimic nici între mine, nici între tine, nici între Bobicioiu, că eram patru oameni. Nu aveai cum să fac ceva. E ceva de spus. Ce? Roxana a spus că Alexandru arată mai bine la corp decât Mocanu. Dar mai e ceva de spus. Ce? Uite, stau așa cu tot ce... Roxana a spus că Alexandru, nu Bobicioiu, Alexandru, ce? O, arată mai bine la corp decât Mocanu. Da. Pam, pa, pa, pam, 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 pam. Am spus și de Andy, am spus și de toată lumea, dar eu nu fac materiale că, a, domnule, ai spus de Andy, că eu mă potriveam mai bine cu Andy fizic. Băi, vezi că ai făcut vloguri care m-ai băgat numai cu Andy, ai spus numai de Andy, când a fost în excursie, era să zic, când păi a fost... Tu l-ai adus pe Andy în discuție. Tu l-ai adus pe Andy în discuție. A zis fizic, da, eram așa, dar ca și comportament n-am avut nicio treabă. Păi vezi, păi și eu dacă nu zic... Ia să vă ved, dacă nu zic asta, nu înseamnă că eu...
Dar tu ce faci? Stai să cerți cu mine acum? Păi dar nu că mă enervez, faci niște păi chestii și niște afirmații care nu și-au rost. Păi vezi că n-am comentat eu ca să se dezbrace. Hei! Ia să dezbrac. Hei! Ce faci? Mocana, ai nebunit, mama? Alexandru, Moca, tu mai stai la solar să stai cu mâinile așa ca să te plozesc, ești alb. Alexandru, și tu? Hai să zic ceva, asta are un apucă și mai înalt. Tot Alexandru arată mai bine, gen. Da. Ca și cum. Și eu ți-am zis că Bogdan e mai înalt. Da, că... asta am zis și eu. Da, tu mi l-ai lăudat. Păi și atunci, de ce bazi rică între noi, fetița mea? Păi, dar tu te iei în gură cu mine, frate, acum? Nu e frumos. Nu cred că îl place suficient de tare pe Bogdan. Cum? Nu cred că îl place suficient de mult pe Bogdan. Cred că a acceptat să facă un cuplu cu el doar de dragul lui și de dragul sentimentelor. Nu, nu este ambiție. Doar de dragul lui, de dragul sentimentelor. De ce ambiție mare? Din ambiție a făcut asta, că... toți băieții se luau de Mocanu, gen că nu o să facă niciodată cuplu cu Roxana și să nu mai stea dacă după ea. Nu. Ea mi-a spus mie în cameră că se gândește serios să facă un cuplu cu el pentru că nu vrea să mai pice de fraierică în fața băieților și în fața fetelor. Păi, deci, mă, că vorbim și noi ca oameni aici. Dar când era cu Andy, nu să le demonstreze băieții. Nu, tu când să demonstrezi nimănui nimic. De Alexander și așa nu este și pentru tine, Bogdan. Eu nu stau să mă sărut cu ceva că nu-mi place de...